Pentru cei care sunteți musafiri cu noi, am vrea să vă aducem un picuț la zi, să vă spunem cum funcționăm ca biserică. Și în principiu, de ceva timp, am început să funcționăm după sezoane. Și ne-am dat seama că e o binecuvântare pentru biserica noastră să avem 4 sezoane pe timpul unui an. Nu sunt egale sezoanele, unele sunt mai lungi, altele mai scurte, în funcție de cum ne-a călăuzit Domnul să le așezăm. Dar este un sezon în care studiem Scriptura, verset cu verset, pentru că în fiecare sezon studiem Scriptura, dar este o aplicare asupra unei cărți din Scriptură. Și cu ajutorul lui Dumnezeu și în anul care vine, deja am început să lucrăm la Evanghelia scrisă de Marcu și urmează să pregătim ghid de studiu și pentru grupurile de casă și în felul acesta toată biserica să treacă prin Evanghelia scrisă de Marcu. Apoi a urmat un sezon evanghelistic care e undeva după sărbătorile de iarnă și ține până la sărbătorile învierii. După aceea este un sezon de creștere și ne-am bucurat în lunile trecute să abordăm mai multe teme care țin de creșterea spirituală și aduce foarte multe beneficii și apropierea din această perspectivă de cuvânt, de viața creștină. Ne-am uitat la călătoria pelerinului și am văzut câteva stadii prin care trebuie să treci ca să se producă creșterea. Dar în perioada asta de vară, în iulie-august, este un sezon de odihnă. Nu știu dacă v-ați dat seama, și cântările au fost așa mai liniștite, ca să nu-i tulburăm pe frață. Cumva e o perioadă în care ar trebui să fim mai odihniți. Și m-am întâlnit cu familia la Zurcă, tocmai s-au întors din concediu și am întrebat cum sunteți și au zis obosiți. Și cumva am vrea să fie o perioadă, e o perioadă care pentru unii probabil că e un picuț mai relaxată, pentru alții, adică cei care merg în tabere și trebuie să organizeze taberele și să pregătească ce se întâmplă acolo și alte proiecte, sunt la fel de încărcați și de plini și sunt întâlniri care se întâmplă în perioada asta, inclusiv de proiecție pentru ce urmează anul viitor, echipele de organizare se întâlnesc uneori fizic, alteori pe Zoom și tot felul de lucrări care se întâmplă în biserică, dar îi mulțumim Domnului. Dar, dincolo de asta, am vrea în sezonul acesta de odihnă să înțelegem cât e de important să ne oprim. Și cred că și în dimineața aceasta aș vrea să auzim mesajul acesta, n-o să fie probabil, sau zic eu, aproape nimic nou, aș zice nimic nou care să auziți în dimineața asta mulți dintre voi. Dar problema noastră nu este de a auzi lucruri noi, ci ce e foarte important e să ni se reamintească lucruri pe care probabil le știm, dar nu reușim să le implementăm, să le facem în viața noastră. Și din pricina faptului că nu ascultăm ceea ce ne spune Domnul, ceea ce am înțeles din cuvânt, ajungem să avem inimile bătătorite și să fim obosiți și să fim cumva epuizați. Și în ultima perioadă, atât din biserică de la noi, din alte biserici, și membri, și slujitori, și uneori și mie mi s-au întâmplat sau am trăit astfel de sentimente în care ajungi să muncești și să muncești și să muncești și la un moment dat să fii epuizat și să nu te mai poți bucura de ceea ce faci și să simți că lucrurile pe care le faci, le faci pentru că trebuie și să pui un zâmbet pe față și să vorbești cu cineva, dar în realitate, în sufletul tău, să nu-ți dorești să mai vezi pe nimeni și să ajungi să te simți că ești gol și că e foarte complicat să mai oferi ceva. Mi-a rămas în minte ceva ce mi-a spus unul dintre frații din biserică de la noi, la care m-am dus și am zis, n-ai vrea să faci cu tare lucru? S-a uitat în ochii mei și aproape plângând, am văzut acolo oboseala aceea și epuizarea aceea în el, mi-a zis, Marius, te rog frumos să nu mai zici niciodată către mine dacă vreau să fac ceva. Să nu-mi zici că vrei să-mi dai ceva de făcut, să nu zici cuvântul lucru către mine.
Nu mai suport să aud că mai vrea cineva să-mi dea ceva de făcut. Îs epuizat și cumva persoane care la un moment dat erau atât de epuizate de aici, de la noi din biserică, încât n-au avut puterea nici măcar să se roage aici în adunare. Mi-au zis, frate Marius, te rog să nu mă pui să mă rog. Nu mai am resursele necesare. Asta înseamnă că ești cu rezervorul gol, că ești epuizat, că ești descărcat, că ești deconectat. Și lucrul acesta poate că ar putea să pară că îi doar la 2-3 oameni, dar îs foarte mulți de aici din biserică. Și dacă începem să facem descrierile, încep foarte mult să zic că da, cred că așa și eu. Cred că nu mai am bucurie în ceea ce fac. Nu mai găsesc bucuria la locul de muncă, nu mai duc cu plăcere la locul de muncă, nu mai vin cu plăcere la biserică, vin dintr-un soi de obligație la biserică, nu mai am bucurie la închinare, nu mai am cumva... Și atunci ar trebui să vedem dacă nu cumva toată povestea asta nu ține de niște încălcări a unor principii pe care Dumnezeu ni le-a dat și noi le încălcăm cu regularitate, zilnic, și după aceea ne ducem tot la Dumnezeu și zicem, Doamne, umple-ne de putere, Doamne, dă-ne ajutor, Doamne, acum încă o dată, Doamne, numai la predica asta mai ajută-mă o dată. Săptămâna trecută m-am întâlnit cu 2 sau 3 păstori din locuri diferite care au venit la mine și mi-au spus... Efectiv, unul dintre ei a început să plângă și a zis, nu mai pot, îmi vine să-mi dau demisia, să mă duc în altă parte. Mă simt atâta de epuizat, atâta de... Și știu că unii dintre noi am putea foarte repede la astfel de oameni să ne ducem și să le dăm formulele. Păi, fă cu tare, roagă-te, fă cu tare, nu știu. Dar cred că sunt niște mecanisme mai complexe pe care trebuie să le înțelegem și de care trebuie să ținem cont. Pentru că altfel noi păcătuim împotriva Domnului. Vineri seara le împărtășeam fraților că uneori trecem prin anumite situații în care ne cuprinde frica. Și când te cuprinde frica, când îți intră frica în sânge, nu știu dacă înțelegeți expresia asta, când îți intră frica în sânge, când ajungi să fii paralizat de frică, te uiți la Domnul și ai impresia că Domnul nu cumva e acolo, știi că e acolo, dar tu vrei să scapi din situația în care ești prins. Și trece situația și Domnul te scapă. Și te duci din nou la Domnul ca să-i mulțumești și îți aduci aminte de lașitățile, de cuvintele, de gândurile pe care le-ai avut atunci, în momentul acela de frică. Și îi spui Domnului, știi, Doamne, Tu cred că mă înțelegi, tot ce s-a întâmplat a fost din cauza fricii. Eu nu-s așa, eu nu-s ăsta, dar mi-a fost frică. Și Domnul s-a uitat la mine când m-am dus în felul acesta la El și mi-a zis, Marius, înțeleg ce îmi spui, dar problema ta e o problemă de încredere în mine. Tu ai ajuns să experimentezi frica aceea și emoțiile acelea pentru că nu te-ai încrezut în mine. Cumva tu ți s-a rezolvat problema acolo, dar cum rămâne cu Domnul, cum rămâne cu relația de încredere dintre tine și El? Și cred că e la fel și în ce privește odihna noastră, cum rămâne cu încrederea noastră în Domnul, pentru că, vă spuneam și anul trecut în sezonul de odihnă, a te opri este un act de încredere în Dumnezeu. Și o să ajungem din nou la povestea asta sau la partea asta. Dar pentru dimineața aceasta este mai degrabă o chestiune introductivă, un mesaj introductiv, mai general. Și sigur că am citit din Psalmul 46 și versetul 10, îl știm cu toții, ne spune, opriți-vă și să știți că Eu sunt Dumnezeu. Nu te oprești doar ca să te oprești, te oprești ca să știi cine e Domnul. Pentru că dacă te oprești doar ca să te oprești, oprirea ta nu o să te ajute foarte mult. Câți dintre noi nu ne-am luat vacanță și ne-am întors din vacanță mai obosiți decât am plecat?
Câți dintre noi nu ne-am luat liber, ne-am luat concediu și grijurile și poverile și nesomnul și neliniștea au venit după noi, le-am dus cu noi acolo, le-am cărat până în Constanța și le-am adus înapoi acasă la fel cum le-am dus. Pentru că nu s-a întâmplat nimic, ele n-au plecat de acolo și atunci când te oprești, adevărata oprire, oprirea despre care ne vorbește Dumnezeu este o altfel de oprire și aș vrea, ca să simplificăm lucrurile, trei lucruri să punctăm în dimineața aceasta. În primul rând, de la ce te oprești? E foarte important de la ce te oprești. Cum să te oprești? Și în al treilea rând, ce să facem când ne oprim? Ce ai de făcut când te oprești? De la ce te oprești? Cum să te oprești, frate Dani? Te poți opri. Și știu că era o glumiță la un moment dat, că era lansarea unui vapor și era un bătrânel care pentru prima dată în viața lui a văzut un vapor. Și când s-a uitat cât e de imens, cât e de mare, a auzit că trebuie să pornească și să se miște vaporul acela, el se frământa pe margine și n-avea liniște că nu o să-l poată porni. Nu o să pornească ăsta, nu o să-l poată porni. Și apoi au pornit motoarele și s-a pus în mișcare vaporul și bătrânelul a avut o altă neliniște că nu o să-l poată opri. Deci acum și la noi sunt aici persoane care nu pot fi pornite și sunt persoane care nu pot fi oprite. Anul trecut, când Emanuel Chețan a ținut predica despre somn, știu că nu s-a terminat bine predica, n-am plecat pe ușă, că cineva a venit și mi-a zis: frate Marius, trebuie o predică despre lucru, că zice, o predicat prea bine despre somn. Și ăia care sunt atrași de pat, de așa, de somn, dacă iau în serios tot ce s-a spus, nu mai fac nimic. Cred că trebuie să înțelegem, în primul rând, de la ce ne oprim, de la ce trebuie să ne oprim. Și cred că e foarte important cum vedem munca și probabil că pe tema muncii va trebui în sezonul de creștere, la un moment dat, să avem niște mesaje. Pentru că după discuții, după conferințele pe care le-am avut cu Young Professionals, ne-am dat seama că pentru mulți dintre noi nu este înțeleasă corect munca, conceptul de muncă, nu avem o perspectivă biblică despre muncă. Și în momentul în care ne uităm la muncă, mulți dintre noi o vedem cumva ruptă de relația noastră cu Dumnezeu. Atunci când muncim, când facem ceva, avem impresia că facem ceva care e profan și după aceea, în momentul în care venim la biserică, facem ceva ce e sacru. Ori cred că ar trebui să căpătăm o perspectivă corectă despre muncă și aș vrea doar puțin, ca să înțelegem de la ce ne oprim, să ne uităm că atunci când vorbim despre muncă, în fizică, este cantitatea de energie care se transferă de către o forță exterioară pentru a pune un obiect în mișcare. Asta e o definiție a muncii în fizică. În economie este activitatea și efortul care sunt exercitate în vederea supraviețuirii societății. În sociologie este o activitate făcută de un individ cu scopul de a produce sau atinge un obiectiv. Și sunt diverse definiții ale muncii, dar în momentul în care te uiți în istoria omenirii, la un moment dat grecii au trebuit să definească munca și pentru greci munca era ceva înjositor. Oamenii care trudeau, care munceau în agricultură, care aveau grijă de animale, făceau niște lucrări considerate de jos, care te dezonorau, care și pentru greci munca era un soi de blestem, dacă vreți. Aristotel considera că o viață demnă care merită trăită este atunci când reușești să te eliberezi de orice fel de muncă. Când nu mai ai de făcut nimic, când poți să stai doar să gândești și să faci filozofie.
Și multe dintre ideile grecilor au venit de la acești oameni care nu au muncit, ci au ajuns la un statut, la o condiție în care să stai și să gândești, să meditezi, să faci filozofie. Dar odată cu venirea creștinismului, pentru creștini, lucrurile s-au schimbat, cel puțin în textele biblice s-au schimbat, dar foarte repede creștinismul a ajuns să împartă viața individului în două părți, între sacru și profan. Și atunci când discutăm despre sacru, discutăm despre cineva care a fost chemat, care are o vocație și erai chemat să devii, să fii pus deoparte pentru Domnul. Și în momentul în care erai pus deoparte pentru Domnul, deveneai călugăr și te duceai într-o mănăstire și slujai, îl slujai pe Domnul prin rugăciune. Iar ceilalți, oamenii care făceau munca, din nou, câmpului și acasă, erau văzuți ca oamenii profani, oamenii care făceau muncă, o muncă nespirituală. Și biserica, ani de zile, a fost împărțită între cei care fac lucrările sacre și cei care fac lucrările profane. Odată cu venirea reformei, reforma a cumva s-a întors la sola scriptura, s-a întors la cuvânt, să înțelegem cine spune cuvântul despre lucru, despre muncă. Și foarte interesant cum a fost răscumpărat conceptul de muncă în cadrul reformei și acolo munca nu a mai fost văzută ca și un blestem. Munca noastră, munca pe care o facem, practic este o participare a noastră în lucrarea lui Dumnezeu. Munca a fost dată de Dumnezeu și lăsată de Dumnezeu înainte de cădere. Adam a fost așezat în grădina Eden ca să o lucreze și să o păzească. Cu alte cuvinte, în împărăția lui Dumnezeu și în veșnicie, noi vom lucra, vom și lucra. Și ar trebui să răscumpărăm conceptul acesta de nu trebuie să ne gândim că atunci când muncim, când facem ceva, e un blestem pentru noi, felul în care obținem rezultatele în munca noastră cu transpirație ține de blestemul care a venit peste rasa umană din cauza păcatului, dar în sine munca trebuie văzută ca și o participare a noastră în lucrarea lui Dumnezeu. Și cred că aici foarte interesant ce au spus reformatorii. La un moment dat, unul dintre ei spunea: slușnica care își mătură bucătăria face voia lui Dumnezeu la fel de mult ca și călugărul care se roagă. Nu pentru că ar putea cânta un imn creștin în timp ce mătură, ci pentru că, pentru că Dumnezeu iubește curățenia. Și în momentul în care tu speli vasele, nu trebuie să vezi ca și o lucrare pe care o faci și nedemnă de tine, ci tu trebuie să ajungi să înțelegi că lucrarea ta, munca ta de asistent medical, de infirmier, de medic, de, eu știu, inginer constructor, în momentul în care, foarte interesant ce se subliniază aici, dacă nu faci un lucru păcătos, dacă nu faci un lucru care să intre în conflict cu norma lui Dumnezeu, pe de o parte, și în al doilea rând, dacă faci lucrul sau munca care ți-a dat-o Dumnezeu. Pentru că atunci când discutăm despre vocație, de aceea vă spuneam că e o temă mult mai complexă, despre care vom discuta probabil în viitor, discutăm că nu doar munca de pastor sau de prezbiter sau de om la închinare e o muncă în care te cheamă Dumnezeu. Dumnezeu are vocație, Dumnezeu are chemare pentru fiecare lucru. Și unul dintre reformatori spunea la un moment dat, un pantofar face o lucrare sacră într-un fel, nu pentru că prune cruciulițe pe fiecare pantof pe care îl face, ci pentru că prin ceea ce face el acolo are grijă de oameni, ca oamenii se poată încălța.
Ca oamenii să se poată îmbrăca, ca oamenii să fie într-un mediu curat aici în biserică, cineva trebuie să strângă după noi de nu știu câte ori într-o săptămână. Și vinerea seara, și sâmbăta dimineața, și sâmbăta seara după conferință, și duminica între programe, cumva cineva trebuie să vină aici. Mi-a zis unul dintre frații care face curățenia sâmbăta, ce-am uitat într-o zi că-s de serviciu. Și zice, când am ajuns duminică dimineața la biserică, am văzut coșurile pline, oamenii veniți acolo și m-am zis, wow, oare ce se întâmplă? Și zice, m-am apucat repede de golit, pentru că sâmbăra fusese o conferință și au rămas toate încărcate. Dacă nu-i cineva să facă lucrarea asta, e o lucrare sacră, e un act de închinare înaintea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ți-a dat lucrarea asta, Dumnezeu te cheamă să faci lucrarea asta. Poate că unii dintre voi încă nu sunteți convinși de lucrul acesta și aș vrea să vă citesc un text, un text biblic, despre care am auzit până acum sute de predici din textele care sunt înaintea acestui text, dar n-am prea auzit predici din acesta. În perioada asta de vară se predică din Efeseni din greu și ni se spune... Bărbaților, iubiți-vă nevestele și nevestelor, fiți supuse bărbaților. Dar mai este un text în capitolul 6, imediat după, și zice, robilor, ce zice? Ascultați de stăpânii voștri pământești, cum? Cum? Cu frică și cu tremur. Cum, Doamne, să ascult de stăpânul meu, de șeful meu? Cu frică și cu tremur. Cum să ajung să-mi fac munca la atelier cu frică și cu tremur? Cum să-mi fac munca de proiectant cu frică și cu tremur? Ce legătură are munca mea de artist al lui Petru Liahu cu lucrarea lui Dumnezeu? Ce legătură are ce face Valer la Casa Filip cu o slujbă duhovnicească? Ce legătură are ce face Doinița la Electrica cu o slujbă sacră? Adică tu te duci la serviciu, Doinița, și când te duci acolo, tu intri în închinare înaintea lui Dumnezeu. Oare putem considera o muncă pe care o face cineva, un vânzător de la Panemar, ca și un act sacru de închinare în momentul în care tu vinzi pâine la oameni? Și pentru că în capul nostru e ruptura asta și ajungem să ne uităm la muncă ca și la un blestem și nu înțelegem că atunci când proiectezi ceva, când scrii cod, când faci curățenie, când speli vase, e un act de închinare, ajungem să facem lucrurile cum nu trebuie. Robilor, ascultați de stăpânii voștri pământești cu frică și cu tremur, în curăție de inimă, ca de Hristos. Asta din Biblie, fraților. Nu-i de la mine. Nu-i invenție de-a noastră. Slujiți-le nu numai când sunteți sub ochii lor. Știți că de obicei este expresia, vine șeful. Și copiii, când vine tata acasă, știu asta de la noi, am aflat mai târziu, când parcam mașina, fetele erau în bucătărie. Măturau, ștergeau și când, vai, ce fete bune am, uite, tot timpul când vin acasă le găsesc lucrând, nu? Apare șeful la serviciu și dintr-o dată toată lumea se pune în mișcare și face câte ceva. Mi-aduc aminte că, nu mai știu dacă v-am povestit asta, dar... Asta ca să nu fim, că suntem în sezonul de odihnă, să nu vă obosesc prea tare, dar eram militar și m-am cerut la un moment dat să fiu la grădină și am ajuns la grădină acolo și era un fel de timp din ăsta mai lejer și puteam să citesc. Aveam grijă și de roșii și de varză, dar puteam și citi și aveam un camarad acolo care stăteam, eram doi care stăteam împreună, doi soldați și... Colegul meu de cameră n-avea nicio treabă cu cititul, dar era fascinat de faptul că eu citesc. Se tot uita la mine și cumva, băi, ce mare lucru că tu citești. Lui se părea o chestie foarte interesantă. Și la un moment dat eram acolo în dormitorul nostru și m-am uitat pe geam și a venit comandantul unității în vizită, neanunțat. Era o chestie... Și când l-am văzut,
Eu eram cu cartea în mână, am închis-o, l-am trezit pe colegul meu care se odihnea și am zis, a venit comandantul, zic, hai să mergem afară. Și am ajuns afară și comandantul, voi ce faceți, de ce nu sunteți la lucru acolo? Și n-am zis nimic, am stat, am ascultat și a venit colegul. Și când a ajuns el, zice, băi, tu de ce nu erai? L-a luat și pe el la rost. Tu de ce nu erai la lucru? Și zice, ce făceai înăuntru? Și el, cumva, ca să se scoată, nu i-a venit nimic altceva în minte, i s-a părut că îi spune că a făcut o lucrare așa de complexă și de bună. Zice, citeam. Comandantul zice, păi, dar ce? Noi v-am adus aici să faceți cultură generală la noi, la... Cum citeai? Aia tu trebuie să fii la lucru acolo și... Unii dintre noi, e foarte important să ajungem să înțelegem că atunci când Dumnezeu ne așează undeva, Dumnezeu vrea să facem lucrurile ca pentru Domnul. Și textul acesta ne spune, ca niște robe ai lui Hristos care fac din inimă voia lui Dumnezeu, slujiți-le nu numai când sunt sub ochii voștri, nu numai când te vede șeful, nu numai când... Ci și când el nu e acolo, trebuie să ajungi să faci lucrurile pentru că tu ce faci la locul de muncă e un act de închinare înaintea lui Dumnezeu. Pentru că tu ești profesoară de istorie, Manu, nu că așa, pentru că bănuiesc că te-ai dus acolo că a fost o chemare. Și în principiu te duci să fii medic sau te profesor sau să faci curățenie, pentru că e o chemare. În momentul în care întâlnești un om care face curățenie, un om care, eu știu, care e fierar, un om care, nici nu știu ce meserii mai sunt de actualitate la ora actuală, că reparații de papuci, nu mai știu dacă sunt în Cluj, frate Olimpiu. Mai sunt? Zice cineva că mai sunt. Așa. Dar cumva unele dintre meseriile vechi au început să dispară și nu mai ai unde să-ți duci, eu știu, papucii la reparat sau ceasul la reparat, pentru că... Dar... Când ajungi să fii un ceasornicar bun și înțelegi că aia e chemarea lui Dumnezeu pentru tine, o faci cu bucurie, o faci cu împlinire, o faci încredințat că ce faci tu acolo, faci pentru Domnul. Când ajungi să înțelegi că Dumnezeu, ești gospodină și faci de mâncare, în loc să faci plină de nemulțumire mâncarea pe care o faci, o faci cu bucurie, înțelegând că e un act de închinare înaintea lui Dumnezeu. Pentru că altfel tu poți ajunge să faci lucrurile pe care le faci cuprins de nemulțumire, cuprins de neîmpăcare, tot timpul tu ar trebui să fiu în altă parte, ar trebui să fac altceva, ar trebui să fiu altcineva, ești neîmplinit, ești neîmpăcat cu ceea ce faci și lucrul acesta ți-aduce consum și ți-aduce frustrare și ți-aduce oboseală și tu ești tot altundeva și ești tot altcineva și ești altfel, nu ești acolo unde ești în realitate. Dar în momentul în care o faci din vocație, o faci din chemarea pe care ți-a dat-o Dumnezeu, ajungi să te bucuri de ceea ce faci. Dumnezeu te-a chemat să fii mamă și stai cu 4 copii acasă și asta e vocația și asta e binecuvântarea ta să crești 4 copii pentru gloria lui Dumnezeu. Dumnezeu te-a chemat să fii constructor, vrei să faci lucrul respectiv cât de bine poți pentru gloria lui Dumnezeu. Pentru că ce faci tu acolo, dincolo de câștigul pe care îl primești, de banii pe care îi primești, care la rândul lor banii respectivi sunt un dar al lui Dumnezeu. Banii pe care îi primești pentru munca pe care o faci e o binecuvântare a lui Dumnezeu pentru care trebuie să te oprești, să spui, Doamne, în slujba asta pe care am făcut-o aici, am primit banii ăștia, îți mulțumesc pentru ei, e darul tău pentru mine, e binecuvântarea ta pentru mine. Ei, când te oprești, e foarte important de la ce te oprești. Că dacă te oprești de la o neîmplinire, de la o muncă de corvoadă pe care o simți și nu te oprești din vocația, din chemarea pe care ți-a dat-o ție Dumnezeu, atunci ai o diferență foarte mare. Dar dacă tu te înțelegi ca gospodină, ca programator, ca medic, chemat de Dumnezeu acolo, ceea ce faci acolo când te oprești, te oprești într-un alt fel. Aceea, Duhul lui Dumnezeu să ne binecuvinteze, să înțelegem că ceea ce facem trebuie să facem ca pentru Domnul. Slujiți-le cu bucurie ca Domnului, iar nu oamenilor. Că știți că fiecare, fie rob, fie slobod,
va primi răsplată de la Domnul după binele care îl va fi făcut. Frate Olimpiu, m-a ajutat să înțeleg ce zice versetul ăsta. Vă rog frumos să vă gândiți un picuț la ce zice versetul acesta. Vă rog să analizăm puțin, încă o dată. Slujiți-le cu bucurie ca Domnului, iar nu oamenilor. Că știți că fiecare rob, fie rob, fie slobod, fie robul de care tocmai ne-a vorbit, fie omul liber care își face slujba, și spune mai departe, va primi răsplată de la Domnul după ce? După felul în care ți-ai făcut munca la locul de muncă. Sau și după asta. Nu poți fi duminica sfânt în adunare și lunea să fii un prăpădit. Nu poți fi duminica sfânt și curat și lunea să fii un hoț. Nu poți fi duminica la închinare să cânți cântările Domnului și lunea să fii un ipocrit, să împrăștii minciuni, să împrăștii vorbe neadevărate. Cumva nu există discrepanța aceasta. Dumnezeu ne analizează și prin prisma a ceea ce suntem la locul nostru de muncă. Prin prisma a ceea ce facem în timpul săptămânii, prin prisma în care facem mâncare. În care facem curățenie și cumva eu mă tot gândesc cum o să trec testul ăsta, Oana, că nu știu cum o să trec, sper să trec bine, cu curățenia mă refer. Așa. Domnul să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi, să ne străduim, unii suntem mai buni, alții suntem, să reușim să creștem. Acum, în al doilea rând, ziceam că aș vrea să ne uităm la cum ar trebui să ne oprim. Și cred că e foarte important când înțelegi că, de fapt, tu ai o chemare pe care ți-a dat-o Dumnezeu și nu chemarea aceea nu neapărat ține doar de lucrarea pe care o faci în biserică, ci ține de viața ta și de tot ce faci în viață și că e înaintea lui Hristos munca ta și slujirea ta și ceea ce faci la birou, ceea ce faci în relația cu colegii tăi, e o chestiune duhovnicească, Hristos trebuie să fie acolo, Hristos te va răsplăti din felul în care ai fost profesor, frate Rus. Din felul în care te-ai purtat cu elevii, cu colegii tăi, din felul în care ai vorbit, Hristos ne analizează în slujirea noastră de pensionari, sora Anicuța. Dumnezeu va analiza viața pensionarilor, să vadă cum trăiesc ca pensionari. Dacă dorm toată ziua sau dacă și îi ajută pe alți oameni să facă lucrare. Și noi ne bucurăm că frații și surori care sunt mai liberi s-au oferit să stea cu copiii de-ai familiilor tinere. Că frații din Biserica Betel s-au oferit să găzduiască familii și oameni ca Emanuel care vin la Cluj și n-au unde să stea pentru o săptămână și poți să-i pui la ei în casă și să le facă de mâncare și în felul acesta să fie un înger al Domnului pentru cineva care trece prin necaz, să se roage pentru el, să-l slujească. Dar ca să se întâmple lucrul acesta și ca să putem ajunge să ne oprim, e foarte important să ajungem să înțelegem că trebuie să se întâmple o schimbare la nivelul minții noastre. Că până nu se produce schimbarea aceea, nu te poți opri. Și Biblia ne poruncește de repetate ori să ne oprim, să avem acel sabat, să avem acea pauză. Și atât de important să te poți opri și cred că în sezonul acesta de odihnă vreau să rediscutăm și să rediscutăm despre oprire. Și o să ziceți, frate Marius, dar de ce vorbiți despre oprire? De ce așa de mult despre odihnă? Pentru că nu putem face lucrul bine, nu putem face munca bine, nu putem avea eficiență în slujire bine dacă nu ne oprim. Dacă nu înveți să te oprești, dacă nu înveți că sabatul și oprirea e o poruncă de la Domnul. Și dacă nu ajungi să înțelegi de fapt ce ai de făcut în acea oprire, în acea zi de duminică, ziua întâia săptămânii pe care noi o ținem, ce înseamnă să te oprești de fapt atunci? Dacă de fapt tu, pentru tine ziua aceasta de oprire e încă un lucru pe care trebuie să-l faci și ajunge să fii obositor, e obositoare și duminica, frate Marius, pentru noi duminica parcă e mai obositoare decât restul zilelor din săptămână, înseamnă că ceva nu facem bine acolo.
Și cred că e foarte important să înțelegem ce trebuie să se întâmple cu noi când ne oprim. Și în primul rând, așa cum noi vorbim despre cineva că trebuie să aibă metanoia, o schimbare a minții, exact la fel trebuie să se producă o metanoia în dreptul Bisericii lui Hristos, a fraților din adunare, și să se întâmple, să ajungem să înțelegem că trebuie să ne oprim. Și aici cred că putem discuta despre unii dintre noi care ne gândim deja la legaliști. O, frate Marius, cu sabatul, cu mersul, că am văzut oameni care au început să țină sâmbăta, să se oprească, să nu mai meargă în călătorie, să, frate, ne duci în zona asta de legalism. Nu despre asta e vorba. Dar în același timp, unii dintre noi am ajuns să nu ne mai oprim deloc. Și lipsa asta de oprire ne face să ne întâlnim duminica dimineața și unii dintre noi să fim terminați, să fim rupți, să fim goliți de orice putere, de orice resursă. Și când vă spun asta, să știți că îmi predic și mie unele lucruri. Și cumva le predic destul de greu, pentru că mi-e complicat să mă opresc. E foarte complicat să te oprești. Numai că ai nevoie de o transformare la nivelul minții. O transformare, o împrospătare, o înțelegere nouă a ce înseamnă să te oprești. A binecuvântărilor pe care le aduce oprirea. Pentru că în momentul în care te oprești, se întâmplă ceva cu tine. În momentul în care te oprești, se întâmplă ceva cu viața ta, și o să vedem în partea finală ce ar trebui să se întâmple. Dar aș vrea să înțelegem că dacă nu ne oprim ca să reflectăm la valoarea opririi, n-avem cum să ne oprim. Până nu ajungi să înțelegi de ce trebuie să te oprești, ce beneficii, ce binecuvântări îți aduce oprirea, până nu ajungi să înțelegi că e o poruncă a lui Hristos, că Dumnezeu ne învață, că Iisus Hristos s-a oprit, că e foarte important să te oprești, să ai timpul acela de oprire săptămânal, să ai ritmul acela de oprire săptămânal. Au ajuns necreștinii, oameni care n-au nimic de a face cu Dumnezeu, să studieze povestea asta a opririi și să înțeleagă că e foarte important să o ai, că dacă nu o ai, și felul în care ei își consumă oprirea, ziua aceasta de închinare, e diferit de felul în care îl consumăm noi, și de aceea rezultatele pot să fie foarte diferite și sunt diferite. Dar când începi să te oprești și să faci ce trebuie în ziua în care te oprești, sunt binecuvântări. Nu știu ce o să rămână în mintea copiilor mei. Știi, Silvia, am tot spus asta aici și din ce în ce mai clar pentru mine. Când povestesc cu familia, cu copiii noștri, e interesant cum își aduc aminte secvențe pe care eu n-aș fi vrut să și le amintească pe unele dintre ele. Dar pe alea le-au rămas în minte. Dar când mă gândesc la mine când am fost copil, îmi aduc aminte că sâmbăta după masă se încheiau niște lucruri ca duminica să fie duminică. Că inclusiv papucii îi făceam de sâmbăta seara. Că inclusiv sarmalele erau făcute de sâmbăta seara. Unii dintre noi acum, duminică dimineața, suntem într-o agitație și băgăm la cuptor rapid niște chestii, punem cuptorul, programăm ca să se oprească nu știu la ce timp și când ne ducem acasă să fie. Dar noi suntem într-o muncă continuă, într-o distragere continuă. Suntem cu telefonul după noi, cu WhatsApp-ul după noi, cu proiectele după noi, răspundem într-o mie de părți și suntem consumați și epuizați pentru că nu mai avem momentul de oprire. Și cred că lucrul acesta, aș vrea să înțelegeți, nu e o binecuvântare pentru noi, lucrul acesta este un, ziceți, faptul că nu te poți opri este un blestem. Și cred că e foarte important să ajungem să ne intre în mintea noastră asta, să nu vă gândiți că Domnul se uită la noi și zice, bravo Marius! Bravo că ai fost un fricos, așa ai tremurat de tare, Marius, mi-a fost și milă de tine cât de tare ai tremurat. Domnul se uită la tine și zice, când ai tremurat așa de tare, ai dat dovadă că n-ai încredere în mine și că nu mă cunoști. Când nu te-ai oprit din alergarea ta ca să știi că eu sunt Domnul,
Când nu te-ai oprit ca să ai închinare, ca să ai cumva cunoaștere, relație cu mine, de fapt tu în momentul respectiv ai ajuns să treci peste, să știi mai bine decât mine, să știi mai mult decât mine. Dacă Domnul s-a oprit, dacă Iisus Hristos s-a oprit, dacă ucenicii s-au oprit, cine ești tu ca să știi mai multe și să faci mai multe decât Domnul? Deci cred că e foarte important să aibă loc oprirea. Acum o să revenim probabil și la povestea asta cu ce înseamnă să te oprești, dar în primul rând vreau să înțelegeți că trebuie să aibă loc o schimbare a minții noastre, să ajungem să înțelegem valoarea opririi. Dar mergem mai departe și aș vrea să observăm că atunci când cumva când ne oprim, această schimbare a minții este menită să atingă fiecare aspect al modului în care vedem și gândim. Am uitat într-o carte care vorbește despre oprire, despre odihna pe care ți-o dă Dumnezeu, odihna lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să ne ajute să gândim diferit despre timp și despre veșnicie, despre odihnă, despre muncă, despre mâncare, despre joacă, să ne schimbăm și să ne reînnoim mințile despre astfel de lucruri. Lucrul acesta nu se poate întâmpla fără ajutorul Duhului Sfânt, fără cuvântul lui Dumnezeu. E nevoie de cuvântul lui Dumnezeu, așa cum Dumnezeu trebuie să ne corecteze în anumite păcate pe care le facem, Dumnezeu trebuie să, și Duhul lui Dumnezeu să ne ajute să ne corectăm și în privința asta, să ajungem să învățăm să ne oprim. Dar lucrul acesta, vreau să înțelegeți că dincolo de elementul teoretic, el trebuie să se regăsească într-un mod practic. Adică tu cum te oprești, Florin? Cum faci oprirea? Și vreau să înțelegem că dacă vom începe să ne oprim și să facem ce trebuie, inclusiv mintea noastră va fi schimbată. Noi de multe ori rămânem doar la nivelul acesta de gânduri, de ideologie, de concept. O, trebuie să mă opresc. Și ne uităm unii la alții și zâmbim un zâmbet din acela în care zice, da, știm că trebuie să ne oprim, dar numai uită-te la calendarul meu. Și sunt momente în care îți vede cineva calendarul și vede ce e pe el și zice, wow! Și tu ajungi să te simți apreciat în momentul respectiv și să, cumva, uite cât muncesc, pentru că tu strași semnificația de acolo. Tu nu strași semnificația din Domnul, tu nu-ți tragi semnificația din chemarea pe care ți-a dat-o Domnul, tu vrei să le arăți la ceilalți cât ești tu de plin de muncă și de ocupație și nu înțelegi că de fapt Domnul se uită altfel la tine și te vede diferit. Aș vrea să vedem în partea finală, de fapt ce ar trebui să se întâmple când ne oprim. Opriți-vă și să știți că eu sunt Domnul. Când te oprești, tu te oprești ca să te întâlnești cu Domnul. Nu te oprești ca să mergi la pescuit. Nu te oprești ca să mergi la, eu știu, e important să faci altfel de activități decât cele obișnuite în timpul acesta de oprire. E foarte important să dai cu sapa dacă ai să, eu știu, să muncești ceva fizic. Dar înainte de orice, când te oprești, e important să te oprești ca să știi cine e Domnul. Adevărata odihnă, adevărata încărcare, nu-ți vine prin faptul că te oprești și zici, acum îmi iau abonament la Netflix pe o săptămână sau pe o lună de zile și mă uit la tot ce a apărut și m-am încărcat. Acum îs liber și pornesc Facebook-ul și Instagram-ul și încep să se rostogolească și să dau scroll acolo una într-una și după ce stai câteva ore pe Instagram sau pe Facebook ajungi să simți un gol în sufletul tău și că ți-ai risipit viața și timpul și să te simți murdărit și încărcat cu tot. Nu despre astfel de oprire e vorba. Când te oprești, tu trebuie să-ți faci un proces, să-ți faci niște tipare în care să te întâlnești cu Domnul, să-L cunoști pe Domnul, să ajungi în prezența Domnului, să te oprești ca să ajungi la Domnul. Și oprirea aceea, știți, uneori am mai ieșit și m-am dus în pădure ca să mă întâlnesc cu Domnul, să am un timp de liniște. Și te duci
uneori în prima oră nu se întâmplă absolut nimic. În prima oră auzi tot felul de zgomote prin pădure și te uiți în stânga și în dreapta să vezi dacă nu vine vreun urs sau vreun lup ca să te mănânce. Și după aceea începe să se producă liniștea aceea și să poți să te închini, să poți să citești din cuvânt, să poți să te rogi, să poți să ajungi să înțelegi vocea Domnului. Lucrul acesta de foarte multe ori nu se întâmplă când tu rapid ai făcut o rugăciune și ai plecat. Opriți-vă și să știți că eu sunt Domnul. S-ar putea ca dezorientarea în care te afli, s-ar putea ca faptul că nu știi unde și ce-i cu viața ta să fie pentru că n-ai mai avut oprire de multă vreme sau când te-ai oprit, te-ai oprit pentru altfel de activități care nu ți-au adus niciun beneficiu. Te-ai dus până în Constanța și ai venit din Constanța la fel cum ai venit pentru că tu nu te-ai oprit ca să te întâlnești cu Domnul, ca să-L cunoști pe Domnul. Psalmul acesta 46 este extraordinar pentru că în momentul în care citești zice aici Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. Când te oprești și știi asta, s-ar putea ca fricile tale, s-ar putea ca temerile pe care le ai, groaza care ți-a intrat în inimă să dispară când îl vezi pe Domnul. Când îl vezi pe Domnul, când te întâlnești cu Domnul, multe dintre gândurile tale, multe dintre... Știți, diavolul vine spre noi în atâtea feluri. Am văzut cum înainte de anumite momente, inclusiv chestiuni fizice, ajungi să simți în corpul tău, în organismul tău, că te doare o chestie și e acolo ispita, vine cel rău la tine ca să te... Dar când intri în prezența Domnului și când ajungi să știi că Domnul este un adăpost. De aceea nu ne temem chiar dacă s-ar zgudui pământul. Asta nu se poate întâmpla decât dacă intri în prezența Domnului. Și dacă s-ar clătina munții în inima mărilor, chiar dacă ar urla și ar sfumega valurile mării și s-ar ridica până acolo de să se cutremure munții. Este un râu ale cărui izvoare înveselesc cetatea lui Dumnezeu, sfântul locaș al locuințelor celui prea înalt. Psalmistul vorbește despre faptul că intră în casa lui Dumnezeu și acolo se întâlnește cu Domnul. Ce-i pentru tine ziua de duminică? Ce-i pentru tine venirea la biserică? Ce înseamnă că ai venit astăzi aici să te închini? E o întâlnire cu Domnul? Momentul în care s-au ridicat frații și ne-a vorbit fratele Daniel Laru despre ce înseamnă, nu știu, să nu greșești ca și un împărat. Te-ai uitat în viața ta, te-ai gândit că e Domnul aici, că Domnul i-a pus pe inimă să vorbească despre asta. Când fratele Dan a cântat cântarea, când s-a spus mărturia aici, ai înțeles că de fapt Domnul e aici și că Domnul are mesaje pentru unii și pentru alții, ai intrat în părtășie cu Domnul sau ai venit și te uiți la ceas și te gândești că ți-ai lăsat cucta pornită acasă și cuptorul și nu știi dacă se oprește la fix sau nu se oprește și o să găsești mâncarea arsă. Și tu în timpul închinării, în loc să te concentrezi la Domnul, te gândești la locul de muncă, la colegi, la situații, la probleme și tu nu ești absorbit de Domnul aici. Opriți-vă și să știți cine-i Domnul. Pe Domnul nu-L putem batjocori, pe Domnul nu-L putem ignora. Întotdeauna când îl ignorăm pe Domnul, e practic un act de idolatrie. Când ne este frică de altceva în afară de Domnul, e un păcat. Pentru că Dumnezeul care e prezent aici, Dumnezeu este în mijlocul ei, ea nu se clatină, Dumnezeu o ajută în revărsatul zorilor. Neamurile se frământă, împărățiile se clatină, dar glasul lui răsună și pământul se topește de groază. Pământul acesta e stăpânit de Dumnezeul nostru. Când ajungi să intri în prezența Domnului și înțelegi cine e Domnul, se schimbă lucruri în tine. Veniți și priviți lucrările Domnului, pustiirile pe care le-a făcut. În momentul în care te uiți la lucrările lui Dumnezeu, la ce a făcut Dumnezeu, în momentul acela ești copleșit, ești transformat, ești eliberat. Îi Domnul, te schimbă. Dacă nu ai oprirea asta, tu te tot duci înainte și te feliciți că tu tot mergi înainte. Și este câte unul, mai știu cine a zis, am lucrat nu știu cât, fără nicio zi liberă, nu știu câte... luni la rând, fără nicio oprire, fără nicio... Îs brav, nu mă uitați-vă la mine, muncesc, nu știu, câte ore pe zi, nu mă opresc, eu nu mă opresc, că-s ca și o mașină care merge.
Asta înseamnă că ești robul muncii, ești robul lucrului și că nu înțelegi că ai nevoie de oprire, că ai nevoie de prezența lui Dumnezeu. El a pus capăt războaielor până la marginile pământului, El a sfărâmat arcul, a rupt sulița și a ars cu foc carele de război. Opriți-vă! În dimineața asta vreau să înțelegi că e un imperativ pentru tine să te oprești și să înveți să te oprești. A te opri, frate Ghițăricianu, e un act de credință. Am stat de vorbă cu cineva care tot așa i-a trebuit vreo 30 de ani ca să învețe să se oprească. Zice, mi-am dat seama că indiferent cât mă duc, tot nu se gata. Cumva m-am tot dus și am tot făcut și am tot făcut și vine iar și vine iar și vine iar. Și cumva ai impresia că se termină și sfârșește lumea, dar în momentul în care te oprești, e un act de credință în care zici, Domnul e în control și Domnul îmi poruncește să mă opresc și dacă nu mă opresc, nu se pot face bine ce am de făcut. Trebuie să-L cunosc pe Domnul. În al doilea rând, când ajungi să te oprești, ajungi să știi niște lucruri despre Domnul, dar să știi și niște lucruri despre tine. Oprirea te ajută să te vezi cine ești tu. Oprirea te ajută să vezi că ești trecător. Oprirea te ajută să înțelegi că ești limitat. Oprirea te ajută să te înțelegi, să te cunoști. Și apoi oprirea te ajută să înțelegi mai bine ce ai de făcut. De foarte multe ori, când lași câte un lucru jos, nu-i găsești soluții, de multe ori stau și mă concentrez la câte o lucrare pe care am de făcut și târziu și seară și îs obosit și mă uit la ea și mă culc și mă trezesc dimineața și mă urc cu o alt soc la ea. În momentul în care te oprești și iei din nou, te duci din prezența lui Dumnezeu, te duci știind cine e Domnul, te duci știind cine ești. Dumnezeu îți dă lumină, îți dă perspectivă. Ajungi să-ți vezi altfel locul de muncă, ajungi să-ți vezi altfel slujirea, ajungi să vezi altfel ce faci. Aș vrea în această dimineață să înțelegem că oprirea e o poruncă a Domnului. Aș vrea să înțelegi că nu ești mai brav și nu ești mai grozav prin faptul că nu te oprești. Aș vrea să înțelegi că prin faptul că nu te oprești, nu-L poți vedea mai bine pe Domnul, nu-L poți cunoaște mai bine pe Domnul. Prin faptul că nu te oprești, nu ajungi să-ți dai seama despre tine, despre nevoile tale. Și s-ar putea să nu înțelegi foarte bine ce ai de făcut. Oprirea asta nu e o oprire păcătoasă, o oprire în care tu consumi și îți împlinești dorințele firii pământești, ci o oprire în care stai în prezența lui Dumnezeu. E un act de închinare special. Știți când se face chemare la biserică cu ridicare de mână și zicem, dacă este cineva aici care vrea să-L primească pe Iisus Hristos în inima lui, să ne arate cu o mână ridicată sus. Aș vrea să fac o chemare în dimineața asta. Dacă este cineva în dimineața asta aici care nu s-a știut și nu se știe opri, aș vrea să-L chem ca astăzi să aibă loc o schimbare a minții. Aș vrea să ne plecăm capetele. Poate ai ajuns să-ți iei semnificația în munca pe care o faci. Poate sunt persoane aici a cărora le este frică să se oprească. Sunt persoane aici care atunci când se duc acasă trebuie să-și pornească repede un televizor, un radio, ceva pe YouTube, că nu suportă să fie singuri. Îi sperie ideea de introspecție, îi sperie ideea că trebuie să stea cu ei înșiși, să intre înaintea Domnului, să-și facă o analiză. Dar în dimineața asta, Duhul lui Dumnezeu a adus pentru tine un sezon nou, a adus un mesaj în care ești învățat să te oprești. Ești învățat să ajungi să înțelegi conceptul de odihnă, conceptul de sabat, despre care ne-a vorbit Vechiul Testament, dar și Noul Testament. Să înțelegi ce înseamnă veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Să înțelegi ce înseamnă să-ți dea Dumnezeu odihnă.
Să înțelegi că oprirea aceasta nu are în primul rând de a face cu o oprire fizică, ci că trebuie să fie o oprire a sufletului, a inimii tale. Că, de fapt, odihnă, ai nevoie de odihnă pentru sufletul tău, pentru inima ta, de oprire înaintea lui Dumnezeu. Că adevărata odihnă nu-i când, atunci când te culci, mai dormi încă o oră și încă o oră, ci să ajungi să te oprești din îngrijorările tale, să te oprești din gândurile tale, să le dai la o parte și să intri în prezența Domnului și să știi că El e Domnul. Să ajungi să știi cine ești tu. Să înțelegi care e chemarea, care e vocația ta, care e lucrarea ta. Să te uiți la proiectele pe care le derulezi și sunt în derulare chiar în zilele acestea și să ajungi să înțelegi că prin munca pe care o faci acolo e un act de închinare înaintea Domnului. Să ajungi să faci diferența între munca de la locul de muncă, dar să nu o dezapreciezi, să înțelegi că vei primi o răsplată pentru munca aceea și apoi să ai timpul de oprire, timpul de închinare, timpul de slujire. Dar să înțelegi că inclusiv pentru munca ta vei primi o răsplată. Munca ta de la locul de muncă, să te oprești înaintea lui Dumnezeu și să zici: Doamne, îți mulțumesc pentru banii pe care mi-ai dat, îți mulțumesc că pot mânca pâine, îți mulțumesc mult pentru hainele pe care le am, sunt binecuvântarea ta. Îți mulțumesc că mă pot duce la casa Domnului, mă pot duce la închinare. Dacă este cineva aici care nu s-a oprit de mult ca să știe cine e Domnul, poate ai fost în Grecia, poate ai mers într-o parte sau în alta în concediu și ai venit la fel de obosit de acolo. În dimineața asta ești chemat să te oprești înaintea Domnului, să ajungi să trăiești o schimbare a minții și a inimii, care să-și regăsească niște elemente practice pe care să le implementezi în viața ta. Atunci când te oprești, să stai înaintea Domnului, să fii un fel de act de închinare în care începi să-L descoperi pe Dumnezeu, te descoperi pe tine și îți descoperi lucrările pe care ți le-a dat Dumnezeu, lucrări care țin de locul de muncă și lucrări care țin de casa Domnului, lucrări care țin de ce faci la serviciu și lucrări pe care ți le-a încredințat Dumnezeu în biserica Lui. Ajungi prin tot ceea ce faci să fie acte de închinare. Stai înaintea Domnului. Lasă-L pe Domnul să-ți vorbească. Așa să înțelegi că oprirea în felul acesta va fi o binecuvântare pentru tine, pentru casa ta, pentru copiii tăi, pentru viitorul tău, pentru viața ta, pentru veșnicia ta. Ai încredere în Domnul. Stăm înaintea Domnului și lăsăm ca Duhul lui Dumnezeu să ne cerceteze și să ne binecuvinteze.